Bun. O întrebare care vine din partea celor proaspăt căsătoriți sau probabil chiar logodiți și care probabil au auzit de multe ori, primii 2 ani sunt mai grei, primii 5 ani sunt mai grei, primii 10 ani sunt mai grei. Frate Marcel, care sunt cei mai grei ani în căsătorie? Cred că primii ani sunt grei. Câți? Păi depinde cât macină. Știi, când eram copil, ne duceam la moară, moară de apă cu pietre. O piatră de moară nu-i cât aia din Israel, aia din Israel e destul de mică. O piatră de moară cu un diametru așa de 120-130 de centimetri, imensă. Și mă uitam cum morarul cioplea pietrele astea. Și, le cioplea, apoi urmau să fie puse și să făcea o măcinare de acomodare. Adică făina aia nu o lua nimeni, nu era comestibilă. Că ce făină făcea? O făină care nu e cea mai bună, până când pietrele alea făceau făina bună, le trebuia o perioadă de măcinare. Și aia e o perioadă grea, până când se produce acel reglaj în care făina să iasă bună. Tu zici că în primii 2 ani, de aia numim dragoste din tâi, nu? Că atunci mergi în virtutea naivității mai degrabă. Abia după aceea începi să conștientizezi dragostea și apoi mult mai târziu să o simți. Până atunci e mai mult sentimentalism decât dragoste. Așadar, eu cred că la început, un an, doi, este o perioadă de acomodare. Oamenii încep să se descopere și încep să facă făină. Își dau seama că n-ar putea face o mămăligă cu ea, dar seamănă. Are culoare, așa, cei care sunt căsătoriți de 10-15 ani să uită la ei, deja au un sentiment de empatie. Săracii, na, mai e un pic, mai îi de mers un pic și apoi mai târziu sigur că vom înregistra ceea ce numim dragostea aceea conștientizată. De aceea e vorba că dacă oamenii se căsătoresc prea devreme, totul e sentimentalism. Tu îl întrebi, bun, dar din ce o să trăiți? Zice, știți, noi ne iubim. Bun, unde o să stați? Zice, nu știu dacă v-am spus, frate păstor, dar noi ne iubim. Dacă o fac foarte târziu, e numai rațiune. Adică tu îl întrebi, bun, v-ați cunoscut? Zice, încă nu, dar el are casă. Bun, și crezi că o să puteți? Zice, nu știu, dar ea are mașină. E numai rațiune. Dacă e la vreme, e o dragoste rațională. Și după aia tânjim noi. Ne trebuie un timp până când ne dăm seama că și conștientizăm. Nu e numai sentimentalism. E ceva extrem de conștientizat la care putem lucra, ne dăm seama care sunt minusurile, nu ne lăsăm furați de peisaj. Deci cred că sunt câteva lucruri care complică primii ani. E nevoie de cunoaștere, e nevoie de scoaterea deasupra unor lucruri care fac drumul anevoios. Noi greu cedăm la noi, foarte greu cedăm. Până când înregistrăm de fapt dragostea adevărată care se uită la celălalt, asta nu se întâmplă la început, la început ne gândim la noi și de aceea suntem plini de pasiune. Mai târziu începem să ne gândim la celălalt și când începem să ne gândim la celălalt, deja încercăm să înțelegem câte ceva despre iubire. Pentru că iubirea, de pildă, cristică, e aceea că Dumnezeu și-a arătat dragostea, nu ne-a vorbit despre ea, ci Dumnezeu și-a arătat, zice Ioan, dragostea față de noi. Nu ne-a făcut declarații, ci El și-a demonstrat dragostea asta pentru faptul că din iubire s-a dat pentru noi fără să aștepte nimic. Fără să aștepte nimic. Adică Ioan zice, pe când eram noi încă păcătoși, El a murit pentru noi. Și imaginați-vă câte conflicte am scăpat de ele sau le-am rezolvat dacă am avea dragostea aceea care oferă fără să ceară. Noi de obicei intrăm în conflicte pentru că nu primim ce cerem. Și atunci se nasc conflicte la toate compartimentele vieții. Deci cred că cel puțin primii 2 ani de căsătorie sunt
extrem de intenși, dar e perioada aceea de acomodare. Apoi începem să conștientizăm dragostea și începem să oferim. Începem să înțelegem că nu a primi este frumusețea vieții de familie, ci sunt împlinit, am dezbătut, cred aici, Proverbe 31, dar dacă mă înșel, îmi cer scuze, că o femeie sănătoasă în toate facultățile mentale, fizice, psihice, este împlinită împlinindu-și bărbatul. Adică este exprimarea aceea a mamei lui Lemuel, care zice că soțul unei astfel de femei numite înțelepte este bine vorbit când iese cu bătrânii la porțile cetății. Deși tu ai până acolo o descriere a unei femei înțelepte, care se trezește dimineață bună, nici nu-i 10 și-i în tălpi. Vede un ogor, îl cumpără, face planul pentru ziua în curs, are haine pentru casă, casa e aranjată. Și se trezește bărbatul. Și ăsta se echipează la 4 ace și iese în centru. Și ironia sorții când citești Proverbe. Cel vorbit de bine, e el. Concluzia pe care o am este unul, că în spatele unui bărbat de calibru stă cel puțin o femeie pe măsură și că o femeie în toate mințile, o femeie, o creștină autentică, este împlinită împlinindu-și bărbatul. Împlinirea ei este în casă. Copiii ei o numesc fericită. Soțul ei îi spune, multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întrești pe toate. Și atunci, dacă i-ai bine vorbită în beclean, eu zic că e o inversiune în logica divină și ar trebui studiate lucrurile. Dacă i-ai șamponul care întoarce capete și pe el nu-l vede nimeni, vi s-o întâmpla bărbaților de aici să vă spună soția cu costumul ăsta la biserică, never forever. Vi s-a întâmplat? Că tu vii cu el până îi pică gulerul. Și te duci la mall în Cluj ca să-ți ia costum, că dacă nu mai tace, cedezi până la urmă. Nu te-ai duce, dar n-ai de ales. Și te închide într-o garderobă, da? Și ți-o luat hainele, că dacă tu după prima probă ai zburat. Zici, nu este costum pentru mine, altă dată. Și te-o închizi și tot îți aduce și îți aduce și tu deja ești morocănos, că noi și așa un pic mai ursuș. Și deodată îți găsești costumul, e scris pe tine și ea se învârte pe lângă tine și se uită la tine și spune grozav, grozav și tu din da și nu ieși. Nu te interesează nimeni numai să-l vezi dat jos și reîmbrăcat cu hainele tale. Ești împlinirea vieții ei să te vadă aranjat. Asta e menirea ei. Să fie împlinită împlinindu-și bărbatul. Deci e foarte complicat asta în primii 2 ani. E foarte complicat, că noi fiecare ne gândim la noi. Și de asta... Dar eu zic că am văzut cupluri extrem de maturizate după un an de căsătorie. Ziceai că-s moșii ăia care au depistat cu de toate, intrau cu un nivel de maturitate spirituală, cu așteptări legitime în cămin. Am fost la o nuntă undeva prin Europa și... am căsătorit 2 miri și după o lună m-am dus în aceeași biserică la o altă nuntă și mă întâlnesc în poarta bisericii cu mirii de luna trecută, veniți din luna de miere și cu mirii din duminica asta. Îl întreb pe mirele de luna trecută, cum îi însura, dragul meu? Zice el, nu știu cum să vă spun, frate meu, noi nu știu ce. I-am spus, dragul meu, ești o mare încurajare pentru ăștia de azi. Le-am spus mirilor, mă duc la Ambon, vă aștept. Dacă nu vă răzgândiți, haideți, că ăsta a distrus, v-a îngropat visele. Așadar, eu zic că familia este cea mai extraordinară instituție și apoi biserica. Cea mai extraordinară instituție, merită plătit orice preț. Acceptați un an, 2 ani și nu spuneți, nu merge, cred că nu suntem compatibili. Cum să fiți compatibili? N-aveți cum să fiți compatibili, deodată sunteți un bărbat cu o femeie și ăsta e un alt paradox ceresc, că Dumnezeu a pus 2 oameni diferiți, totalmente diferiți, că-s bărbat și femeie, să împlinească nevoi totalmente diferite, pentru că-s bărbat și femeie, și să le împlinească unul celuilalt. Și asta complică lucrurile. De aceea vorbiți între voi, ca să depistați nevoile, că altfel numai le bănuiți. Și fiecare nevastă de aici își interpretează soțul ca și cum ar fi o femeie și el e bărbat. Și fiecare bărbat de aici are tendința de a-și interpreta soția
capi un bărbat și ai femeie, cu totul diferită. De asta vă rog să vă așezați la masă și să vorbiți, da, grijă când, nu după 12 ore de muncă. Că da, o să ajungem și la subiectul ăsta. O să lasă lingura în blid, cum ar zice românul, și pleacă.